Vă atenționez că această povestire uzează de un limbaj mai vulgar. Nu am găsit un alt mod mai potrivit de a exprima stările cumplite prin care trec personajele. Pe lângă toate acestea, vreau să știți că această povestire, pe lângă faptul că este incredibil de întunecată, este și foarte tragică. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și să dați click pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe. Este gratis și astfel veți primi înștiințare de fiecare dată când se petrece o nouă nenorocire în România. Iar acum puneți-vă căștile, faceți-vă cruce și închideți ochișorii. Haideți să ascultăm împreună această întâmplare cu tremurătoare. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar în final am ieșit lamentabil. Ah, dacă aș putea, m-aș ridica de aici și le-aș sfârma oasele cu un târnăcop. I-aș călca pe toți în picioare, i-aș tăia și le-aș pune sare pe rând să urle până când le-ar crăpa inima. O să ziceți că am nebunit, dar sunt în pragul nebuniei și știu sigur că nu e cale de scăpare pentru mine acum. Dar ce pot face eu? Trebuie să fie acționat la timp fără milă. Am pierdut timpul ca prostul văicăindu-mă ca o muiere, bând, până ce ficatul mi s-a pânrit, iar în cele din urmă m-am îmbolnăvit de ciroză. Dar nu de ciroză voi muri eu, asta este sigur. Nu. Moartea mea va fi una hidoasă, una de care m-am temut mereu undeva în adâncul sufletului meu. O moarte care a devenit certitudine. Dar să vă povestesc cum a început totul. Mai scurt așa. Vedeți voi, în anul 2001 am întâlnit-o pe curva de nevastă mea, Cerasela. Am întâlnit-o într-un club de noapte, un fel de bordel, o crâșmă împuțită. Am văzut-o cum dansa pe boxe, se fuțea de colo-colo, se mișca bine. Cum mi-am zis eu pe vremea aceea, era bunoacă. Nu mai știu cum am intrat în vorbă cu ea, dar știu că i-am dat de băut. O bere ciucaș, parcă era o bere ieftină, doar atât îmi permiteam pe atunci. Pătuca avea vreo 21 de ani și umbla prin astfel de locuri ca să scoată un ban. O culegeau bărbații de pe boxe din club și se întindeau cu ea, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Scotea ea câțiva bani, cât să mănânce, să-și vopsească părul ori să-și cumpere machiaj. Cerasela, vedeți voi, nu era prea frumoșică, dar era disponibilă oricărui bărbat. Îmi amintesc că într-o noapte, după ce luasem leafa mea de pădurar, m-am dus în barul acela și i-am dat o bere, nu știu ce mi s-a năzărit. I-am mai dat una. Vedeți voi, fetișcana râdea ca nebuna și îmi dădea semnale că vrea mai mult și că dacă eram disponibil și eu și aveam bani, puteam merge în spatele barului unde erau niște barăci de tablă. Nu știu ce a fost sincer în capul meu, dar m-am dus după ea. I-am făcut un semn și, sigur, ne-am dus în spate acolo. Îmi amintesc acum că era un frig de-mi clănțăneau oasele. Îmi amintesc că eu aveam o geacă foarte groasă, verde, de iarnă, care mirosea motorină. Cerasela avea o bluziță din aceea scurtuță care îi lăsa mijlocul dezgolit cum se purta prin anii 2000, o modă tâmpită de altfel. Ea a început să se dezbrace, iar pe mine parcă m-a apucat frigul și mai tare. Vedeți voi, femeia era disperată și a început să tragă de mine ca nebuna. Nu am să vă spun ce am făcut, că nu e frumos, dar cert este că m-au apucat tremuricii la cât de ciudat era toată situația aia dubioasă. Cert este că ea era dispusă să se umilească până în cele mai josnice ale ființei. Dacă aș fi vrut, aș fi putut profita de ea, căci era ca o carte de fantezii deschisă și nesfârșită, pagină după pagină de fantezii nebunești. Nu vreau să mă gândesc de la ce vârstă s-a deprins cu această apucătură carnală, dar circulau zvonuri că șoferii turci de tir o cunoșteau bine, bine de tot. Of, vedeți voi, mie mi s-a făcut milă de ea și am încetat repede ceea ce făceam. Nu știu ce mi-a trecut atunci prin cap, dar parcă mă simțeam prost față de această fată, Cerasela. Am apucat-o de gât și am îmbrățișat-o. Fata stătea ca bleag acolo, neînțelegând reacția mea. Prin jurul nostru, vântul vuia și răscoia nailoanele infecte adunate prin colțurile barăcii. Vedeți voi, eu eram un om dintr-o bucată, nu cunoșteam prea multe cuvinte, nu mă pricepeam eu la filozofie sau vrăjeli din astea cu care se iei femeile, dar eram om, un om cu suflet, cum s-ar putea spune. Nu am răbdat niciodată nemernicile, nu răbdam să văd cerșetori care dărdeiau în friguri, copii care făceau foamea. Și iată că un sentiment asemănător m-a cuprins și față de această fetișcană. Am cuprins-o în brațe, cum vă ziceam, și am început să mă gândesc la dânsa. Nu știu sincer ce dracu m-a apucat pe moment, dar mi-am zis: băi, eu pot să fac femeia adevărată dâmbacă boantă asta.
Fetele ea cum stă dânsa toată ziua și se înjosește făcând tot felul de spurcăciuni cu oameni nespălați la întâmplare. Dansează nopțile prin discoteci pe boxe, apoi bea ca să nu fie conștientă de ce face cu bărbații care îmi tind pe nailoanele astea murdare aici în baracă. M-am gândit apoi că beata de ea avea să trăiască așa până pe la vreo 35 de ani, ca să zicem. Dar apoi, ce avea să facă ea? Deja de la 35 de ani știți și voi bine că femeile care practică această meserie nu prea mai sunt la căutare în cercurile selecte, ca să spun așa. Probabil că ar fi urmat să fie zburată afară din cârciuma aia și să ajungă să lucreze pe centură cu oameni și mai fără de căpătăi. Ori, în cel mai rău caz, poate avea să se aleagă cu o boală rușinoasă și ar fi ajuns vai de capul ei. M-am gândit să fac o faptă bună. Eram în zi de salariu atunci și acum îmi amintesc. 14 noiembrie 2001. Salariul meu nu era cine știe ce. Lucram la un gater în apropierea pădurii, la Râșnov. Am zis să-i dau ceva de mâncare femeii astea. Am zis să o duc într-un loc mai de Doamne ajută. Of, era un local în apropiere și am luat-o cu mine. Am mers într-acolo și în drum spre acel local vreo câțiva oameni se uitară chiorâși către noi. Ca să spun drept, și cerasela asta se uita cam ciudat la mine, însă mațele ghioreiau așa că n-a avut încotro și m-a urmat. Am luat cina împreună la acel local, Cerbul se numea. Mi-am inteles că am mâncat două castroane de ciorbă ca nehalita și o farfurie cu ficați prăjiți. Localul acela nu era cine știe ce, dar măcar nu era bomba aia împuțită în care ea dansa nopțile pe boxe. Cerasela mâncase tot, în timp ce eu o priveam cu milă și compasiune. Mă uitam așa la dânsa și mă gândeam. Băi, femeia asta nu e cine știe ce. E tinerică, dar dacă nu ți-ar spune cineva că are 21 de ani, zice că are 30 de ani. Frumoșică nu prea este, dar nici muma pădurii nu-i. Poate aș putea să o schimb, să o opresc de la-și distruge viața cu totul, nu? Iată ce gânduri de samarinean milostiv îmi treceau pe atunci prin cap. Cerasela mâncase tot și acum se ștergea cu un șervețel pe frunte din cauza transpirației cauzate de aripile picante pe care le băgase întrânsa pe nerăsuflate. Nu era grațioasă, cum vă spuneam, dar până la urmă nici eu nu eram cine știe ce exemplar masculin. Aveam 26 de ani și aveam câteva kilograme în plus, cu un început de chelie. N-am să mă mai lungesc mult. Am început să o invit pe femeia asta la mine acasă, unde găteam, stăteam la povești și, na, ne făceam de cap. Îi dădeam de fiecare dată bani. Asta cam o lună, până în ziua în care am zis că nu-i mai dau niciun leu. Femeia a rămas blocată în pragul ușii, holbându-se la mine. I-am zis că vreau să vină să se mute la mine, iar ea a făcut o mutră de ca și cum ar fi lovit un tren. Era uluită și nu știu ce să zică pe moment. S-a uitat la mine vreo câteva momente, apoi mi-a sărit în brațe, strigând isterică de bucurie. A început să-mi spună într-un suflet că mă iubește și că va face tot ce-mi doresc. Din acel moment nu i-am mai dat bani pentru destrăbălările noastre, însă ea s-a mutat la mine. Era, cum s-ar spune, muierea mea. Femeiușca asta era harnică, gătea bine, spăla, mă bucuram să am parte de mâncare caldă atunci când veneam noaptea de la muncă și, na, de o femeie dispusă, pentru care nu trebuia să mă duc pe centură ori în vreo crâșmă infectă și să dau bani. Primul an a fost mai dificil, căci, na, avea apucături sălbatice. Era ciudățică femeia asta, se îmbrăca în continuare ca o curvă, iar eu încercam să explic că odată ce ești împreună cu cineva, nu te mai poți afișa astfel în public. Dar în fine, cu chiucuvaii am reușit să o pun pe picioare și într-un an deja arăta femeie la căța ei. Cât despre mine? Ei, despre mine se poate spune că am devenit mai credincios. Cum să vă explic ca să nu mă înțelegeți greșit? În perioada aceea au venit niște sectari la noi în Râșnov. Nu știu exact ce erau, martori al lui Iehova, sâmbetiști, pocăiți, dracu să ia, dar umblau din casă în casă și dădeau niște pliante, niște hârtii în care îți povesteau despre Dumnezeu, că Hristos te iubește și că dacă îți schimbi viața, vei ajunge în rai, ba chiar că Dumnezeu va începe să facă minuni din timpul vieții, că o să te îmbogățești și că suferința o să se sfârșească într-o zi. Eu de obicei nu vorbeam cu oamenii ăștia pentru că nu-mi plăcea de fețele lor, dar în câțiva ani au reușit să se stabilească bine de tot în orașul nostru, ba chiar și-au și cumpărat o casă în centru, un viloi mare și frumos pe care l-au renovat, folosindu-l ca loc de adunare. Îmi amintesc că într-o noapte, pe când mă întorceam de la muncă pe jumătate amețit, m-am împiedicat și mi-am sucit, cred, piciorul. Am început să șchiopătez, iar afară vremea s-a înrăutățit. Trebuia să mă așez, să-mi trag sufletul și să aștept să-mi treacă durerea. Și taman mă aflam la poarta acestei case de adunare. Ce să fac?
Am zis să intru și na, am intrat și m-am așezat pe un scaun într-un colț. M-a mâncat în fund, mai bine nu intram. Undeva în mijloc vorbea pastorul, un om mic, gras, cu chelie lucioasă, foarte neplăcut la față. Vorbea cu un glas ascuțit. Cum stăteam eu acolo și ascultam ce vorbea el despre Isus și despre împărăția cerurilor, parcă m-a hipnotizat. Eu nu mergeam la biserică de felul meu decât la mormântări, căci îmi plăcea coliva, dar și acum îmi amintesc acea predică a pastorului din noaptea aia. De ce? De ce să lovim cu piciorul în țepușa asemenea lui Saul din Tars? Hristos strigă la noi. De ce îl prigonim? Chiar ne este atât de ușor să lovim cu piciorul în țepușă de fiecare dată, dar nu ne doare. Vedeți voi, noi suntem cei care ne osândim pe noi înșine. Da, trăind în păcat ne osândim. Și știm că acest păcat ne rănește de moarte, depărtându-ne de Dumnezeu. Când ne vom trezi? Oare când? Când îi vom da o șansă lui Hristos? Noi mereu ne gândim doar la pântecele noastre, ori la cele de sub pântece, la cele rușinoase și scârboase. Ne lăsăm pradă de sfrânări și spunem că nu este păcat. Nu este păcat. Și iată așa trăim în curvie, fără să ne pese. Dar toate aceste păcate se adună. Trebuie, oameni buni, să vă puneți viața în ordine. Căsătoriți-vă, faceți-vă copii și încetați să mai păcătuiți. Fiți cu Hristos, iar El vă va schimba viața pentru totdeauna. Fiți parte din templu, din marea Lui familie. Donați lunar câte 50 de lei ca să putem construi în fiecare sat câte o casă de adunare ca aceasta. Să împrăștiem cuvântul Lui Hristos peste tot. Să împrăștiem nu doar cuvântul Lui, ci și iubirea. Haideți să împrăștiem iubirea. Voi cu cine vreți să fiți? Spuneți-mi, v-ați decis? Cu Hristos sau cu Satana? Răspunsul este doar la voi. Donați cât mai repede, donați! Pe acel moment, nervii pastorului m-au impresionat. Vorbele sale sunau ca un ecou în casa aceea de adunare și au avut un efect copleșitor asupra mea. Îmi amintesc că m-am scormonit de bani prin buzunar și am pus în coșul lor vreo 30 de lei pentru construirea caselor de adunare. Câțiva oameni s-au grăbit să mă îmbrățișeze, făcând cunoștință cu mine. Eu m-am simțit cam stingher, dar ei m-au primit ca pe un frate de-al lor deja. Mi-au dat să mănânc prăjituri și să beau suc de portocale, umplându-mi capul cu chestii despre Dumnezeu, despre iubire și despre împărăția cerurilor. Câteva ore mai târziu am plecat de acolo cu o durere de cap, de ca și cum aș fi băut toată noaptea la cărciumă, deși mai îmi revenisem din beția de dinainte. În drum spre casă îmi sunau vorbele pastorului în cap și parcă lucrurile începeau să se lege. Într-adevăr, trăiam în păcat, asta era cert. Până la acea vârstă nu făcusem mare lucru cu viața mea. Munceam la pădure și toți banii pe care îi luam îi futeam pe băutură și mâncare alături de femeia pe care o adunasem de pe stradă, cum s-ar zice. Au început prin cap să-mi treacă fel de fel de gânduri. Cum ar fi fost să o iau de nevastă pe Cerasela? Să facem copii, să avem casa noastră, să nu mai stăm cu chirie? Într-un cuvânt, să ne așezăm și noi la casa noastră, să ne facem un rost în viață. Poate chiar să o chem și pe dânsa la aceste adunări pe care sectarii le făceau o dată pe săptămână. Era un loc frumos, unde oamenii se purtau frumos și nu beau. Nu se înjurau, oamenii erau îmbrăcați elegant, curat și nu se zâmbeau. Ce mai era o viață așa cum eu nu am avut niciodată? Parcă la adăpost de urăciunea și de pustirea lumii, ca să vorbesc cum vorbea pastorul. Eu nu știu dacă credeam cu adevărat pe atunci în Dumnezeu, dar cert este că am început să-mi pun întrebări, iar gândul la minunile pe care Hristos ar fi avut să le facă din această viață dacă ne dedicam Lui și nu mai păcătuiam, mă cam ispitea. Într-una din zile m-am decis, aveam să o cer pe Cerasela de nevastă, gata. Am cumpărat un inel ieftin din argint și l-am dat. Cerasela a început să plângă ca proasta și să tremure de emoție. Iertați-mă dacă folosesc cuvinte atât de aspre și vorbesc atât de urât, dar vă garantez că în final veți înțelege că am cele mai bune motive pentru a mă exprima astfel. Cerasela era fericită din cale afară. Ne-am căsătorit. A fost o nuntă sărăcăcioasă, așa cum am putut și noi să o organizăm și am făcut-o chiar la casa de adunare. Toți frații, căci așa ne adresam unii celorlalți la sectă, toți frații m-au felicitat și ne-au urat mântuire grabnică. Ne-au urat să ajungem să-L întâlnim pe Hristos cât mai repede și să facem mulți copii.
pastorul cel mic, gras și slinos, ne-a unit pe vecie în timpul unei ceremonii de căsătorie care a durat cam prea mult, după părerea mea. Nunta a fost destul de plictisitoare, însă nu aveam de ales. Nu s-a dansat, nu s-a băut și nu s-a cântat. A fost mai degrabă un fel de serată în care stăteam cu toții la mese, mâncam și beam suc. Din când în când, pe scena improvizată din niște scânduri și câteva scaune, urca câte un frate și ținea câte un discurs despre Isus, despre împărăția cerurilor și prostii din astea. Nu a fost rău, dar nici grozav. Ca să vă spun, îmi petrecusem toată viața înconjurat de atâția nemernici și de oameni fără căpătăie, încât cumva chiar mă simțeam bine printre oamenii aceștia ciudați. Când ne-am întors acasă după terminarea acelei petreceri de rahat, aproape că era să mor de spaimă și nu într-un sens rău. Ne-am apucat să numărăm bani, iar suma totală a fost incredibil de mare. Nu are rost să o dau la întoarsă, erau acolo bani cât să ne cumpărăm o casă, o mașină și să ne mai și rămână de trăit bună vreme după aceea. Nu ne-a venit să credem. Cerasela țopaia ca nebuna fericită, în timp ce eu parcă am început să mă gândesc la Hristos și la faptul că aceasta ar fi fost prima minune pe care El a făcut-o cu noi. Din acea zi am decis să merg mai des la adunare. Am zis, gata, Dumnezeu chiar există și El face minuni, uite-te, oleacă. Oamenii ăștia care au crezut în Dumnezeu mi-au făcut un bine enorm, dăruindu-mi la nuntă acea sumă impresionantă de bani. Cine ar fi făcut asta? Clar era un miracol. Am decis în perioada aia să nu mai beau. I-am zis chiar și ceraselei să nu mai umble despoiată prin casă, iar pe stradă să poarte fuste lungi. I-am zis să-și acopere capul cu eșarf atunci când ieșea în public. La început a bombănit ea că nu-i conveneau și căci că nu-i plăceau fustele lungi până în pământ, dar în final a trebuit să mă asculte. Anii au trecut. Am devenit membri de vază ai acelei adunări sectare. Cu banii care mi-au rămas de la nuntă, am deschis un magazin mixt, iar norocul se pare că ne surâdea la toți. Ce bine că-L prinsesem pe Hristos în viața noastră, mi-am spus eu. Parcă și femeia mea se dăduse pe brazdă. Nu se mai îmbrăca ca o târfă de 2 lei și mereu venea cu mine la adunări, ba chiar foarte des. Aveam și o fică, Miruna o chema. Era la liceu acum și învăța foarte bine din câte știam eu. Dacă cineva m-ar fi întrebat în urmă cu 16 ani unde urma să fiu astăzi, cu siguranță n-aș fi putut să bănuiesc că aveam să fiu un om la casa mea. Cât despre Cerasela, nimeni nu ar fi bănuit că avea să ajungă o soție fidelă, mama unei fete olimpice la matematică. Iată cât de bine era să-L primești pe Hristos în viața ta. Ei bine, dar ce tot vorbesc eu aici? Știți bine că lucrurile s-au dus de râpă în final. Astfel nu ați stat să-mi ascultați toată sporovăiala asta. Trebuie să știți că nevastă mi-a rămas în continuare o curvă jegoasă, o rapandulă sinistră. Într-una din zile am venit acasă și am găsit-o sugându-i-o pastorului. Am crezut că îmi plesnește o venă la creier. Am rămas prost locului, uitându-mă inert la cum îl făcea să se simtă bine pe sfrijitul ăla gras și chel. Apoi, apucat ca de un duh necurat, am apucat un scaun și am dat buzna peste ei. Am trosnit în dreapta și în stânga, fără să mă mai uit. Cerasela urla înspăimântat în timp ce pastorul se tăra pe jos cu chiloții în vine, mai să-i crape inima de spaimă. Puteam să-i ucid pe amândoi în acel moment, dar nu m-a lăsat inima. Am căzut epuizat pe canapea și am tras aer adânc în piept, închizând ochii. Pastorul s-a cărat imediat în timp ce Cerasela își căuta căcatul ăla de sutien aruncat aiurea prin cameră. Îmi amintesc că a venit la mine plângând și încercând să mă convingă că de fapt ea este victima și că de fapt pastorul a abuzat-o. Firește că n-am crezut-o, ce dracu, nu eram chiar atât de prost. Mă amintesc că m-am sculat de pe canapea la auzul acestor scuze penibile și am trosnit un pumn în gură de ea, au zburat 2 măsele. Cerasela a început să urle ca din gură de șarpe, scuipând sânge din gură, căutându-și dinții pe covorul roșu. Am iertat-o, nu știu de ce, dar am iertat-o după ce am trosnit acel pumn. Nici ei nu i-a venit să creadă, nici mie acum nu-mi vine să cred. Nu trebuia să o fi iertat, trebuia să o fi călcat în picioare și apoi să o fi aruncat dracului în fântână. Îmi amintesc că de atunci viața mea nu a mai fost la fel. Am început să beau dracului, aveam de gând să mor. Fica noastră, Miruna, începuse să o ia pe arătură și dânsa. Îi cumpărasem un telefon din ăla de căcat, un smartphone, și am aflat de la niște prieteni de la muncă ce făcea cu el. Of, îmi amintesc că într-una din zile, Sirioja, Serghei, un prieten bun de-al meu, a venit la mine cu o sticlă de vin și mi-a spus că are să-mi dezvăluie un secret. A turnat la amândoi câte o cană de rom, însă eu l-am refuzat. Am zis să fac o pauză, căci băusem mult în ultima perioadă.
De când o dădusem cu Hristos și cu secta aia renunțasem la băutură, după aia m-am apucat iar, în fine. Prietenul meu a dat din cap și m-a întrebat dacă încă mai cred în miracole, de vreme ce nevastă mea usugea pastorului. Nu cumva toate aceste miracole aveau loc din cauza că ea și-o trăgea cu grăsanul ăla? Nu oare de aceea primisem noi o grămadă de bani la nuntă? N-am mai răbdat la dracu și am pus mâna pe cana aceea cu vin, bând nervos din trânsa. Prietenul meu, Serioja, era un om dintr-o bucată, moldovean adevărat, și mi-amintesc că a grăit cu mine ca de la un frate către celălalt. Ascultă-i, eu zic așa, voi acolo cu secta și noi ghini și fașeței, eu zic să te car dracului de acolo. Și ăla-i locul diavolului, e blestemat, îți zic eu, toată lumea știe, numai tu parcă blea ești bătut în cap. Dar și cu tine, ești prost orice, nu vezi? Acolo e în cuib de jespi, ai niște jipere jeninoase, ca să nu mai zic de nevastă ta. Ei, tu știi că eu sunt om sânceră și nu umblu cu ascunzășuri. Tu crezi că ai făcut femeie bună din Șerasela, dar eu zic așa. Femeia ta este în continuare o prostitutcă, blea, prostitutcă, m-auzi, n-are niciun căpătăi. Tu o mare, cu inimă bună, op să faci femeie bună, din trânsa. Faptă bună, om cu inimă mare, da. Ia aminte la ce ți-am zis înainte, stensorie, ia aminte. Obișeurile vechi rămân acolo și greu le mai scoți. Asta este mare, mare bacaboantă. Tu cu dânsa n-ai să faci casă și n-o mai crezut. Și de când și cu secta e asta, parcă mai rău. Ia sunt triținut cu pastorul celălalt de acolo. Și de-așa aveți voi bani, ăi, prostule. Nu vezi că magazinul celălalt pe care l-ai deschis în pragul falimentului de ani buni, ăi. De unde crezi că jim banii ăi? De unde crezi? Și crezi că face nevastă ta că tu ești aici cu mine la muncă, ăi, și muncești de sprânj oasele? Of, prost mai ești, zic eu. Dar ca să nu mai zic de fiică ta. E, cum s-a mai ajuns la asta? Doamne, doamne, ascultă aici, ai. Fiică ta, lunina ochilor tăi, Mirona calcă pe urmele măsii. Tu nu știi cum stai lucrurile, dar iată aici, iete aici pe ecranul la telefonul meu, iete-te la pozele astea, îi Mirona orba, zi-t-o. Colegii noștri au dat peste pozele astea undeva pe internetul ăsta plin cu curve și-o găsit-o pe șică ta. Iete de aici, vezi? Astea se cheamă vizualizări. Are 60.000 de vizualizări la poza asta unde și-arată țâțile. Află că toți colegii le-au văzut și ne s-a făcut milă, băi, de tine. Am râs noi o bucată de vreme, dar apoi ne-am gândit că trebuie să știi și tu cum stă treaba cu familia ta. Mai este aici pe internet la dânsa un album cu niște poze mai mititele, dar acolo își arată partea de jos. Și n-am intrat să văd că ne rușine, băi. Din respect pentru tine, băi, din respect pentru tine, să știi că eu sunt la tine, băi. Eu zic să iei să bie și să nu te mai amărăști. Lasă-o, dracu de sectă, pocăie sau Jehovi și dracuri mai fi dânsii. Of, da, dacă ar fi după mine, eu acușăca m-aș duce acasă, aș pune mâna pe topor și le-aș face bucăți pe amândouă și apoi aș trece cu tractorul peste dânzele, să știi că la mine în casă nu-i loc de curve, blea, suca, iete așa le-aș face. E, așa să fie, așa să fie, nica buna să iasă dintre asta. Am băut în acea noapte, am băut strașnic cu prietenul meu, Serghei, am plâns, a plâns și el cu mine, pusesem amăgit. Ca un prost, trăisem o minciună oribilă vreme de 15 ani. Cerasela rămăsese ceea ce a fost dintotdeauna și i-a plăcut asta și a asumat. Aproape că nici nu-l condamnă pe pastor. Ce dracu fusese în capul meu în acea noapte friguroasă în baraca aia de tablă? Atunci când mi s-a făcut milă de ea și i-am dat de mâncare, trebuia să o fi futut și să o fi scuipat și să o fi lăsat acolo. Ce soartă crudă m-a adus în punctul ăsta. Eu i-am vrut binele, am vrut să fac om din trânsa, femeie la casa ei, soție, cu fustă lungă până în pământ, credincioasă, să nu mai ajungă să se culce cu primul venit prin locuri infecte, ca să fac un ban pentru a avea ce să mănânce. Oricât m-am chinuit, oricât de mult m-aș fi rugat la milostivul Dumnezeu, nimic bun nu s-a ales de dânsa. Apoi mai era și influența pe care a avut-o asupra ficei noastre, a stricat-o. Mi se zburlea părul în cap că mă gândeam că fiica mea Miruna a ajuns să facă ce făcea și măsa, numai că pe internet.
M-am întors acasă și le-am sunat pe din bătaie pe amândouă, așa cum i-a zis Serioja. Cu pumnii, cu picioarele. M-a apucat iarăși un scaun și l-am sfărâmat de spatele ceraselei. Mi-a runa urlaca din gură de șarpe și a apucat un cuțit. Fică mea ridică brațul asupra mea. Voia să mă ucidă. Blasfemie! Eu, cel care îi dăruisem viață și sacrificasem totul pentru ea. Prosta nici măcar nu avea o șansă. Cred că și dacă ar fi avut în mână o mitralieră, habar nu ar fi avut cum să se apere. I-am apucat mâna cu tot cu cuțit și am sucit-o astfel încât am auzit cum mi-a trosnit încheietura de la mână. Cera se la trăgea de mine din spate, dându-mi pumn și picioare. În furia ei părea mai urâtă ca oricând. Ce dracu văzusem eu la femeia aia? Iată însă că așa cum îmi puneam eu acea întrebare, încercând să o înlătur, m-am trezit cu un șut bine plasat între picioare. Am căzut în genunchi caretezat, în timp ce privirea mi se împânjenise din pricina durerii. Abia mai respiram și imediat mi-am pierdut cunoștința după ce am fost lovit în cap de la spate cu un obiect metalic. Iar acum m-am trezit aici. Dumnezeule mare, unde mă aflu? Sunt închis într-un spațiu mic și strâmt. Mă aflu într-un sicriu. Pizda mamei de treabă. Mă voiesc de pe o parte, pe alta și simt că mă apucă disperarea. De afară aud niște vorbe, glasuri. Le recunosc. E pastorul, râde. Râde imbecilul și mai aud și două voci de femei. Târvarea de Cerasela și Mirona. Sunt toți undeva avară. Dar ce caut eu aici? Hehehe, imbecilul! O să moară sufocat ca un vierme. Hei, dar stai puțin. Cred că s-a trezit din leșin. Ascultă aici, că eu sunt trimisul lui Dumnezeu și îți vorbesc ție, idiotule. Știai că Miruna nici măcar nu e fiica ta? E fiica mea? Da. Testul de paternitate a confirmat-o alaltă ieri. Tu nu ai fost niciodată bun de sămânță. Da, să știi că eu ciocănesc pe Cerasela când vreau eu. Nac. Iar ea nu spune niciodată nu. Niciodată nu a spus nu în toți acești ani. Poate te întreb de ce te afli închis în acest sicriu. Ei bine, nu permit nimănui să se atingă, ori să-mi abuzeze angajatele. Femeile mele trebuie să arate bine când se duc la futut. Altfel cum dracului crezi că scot toți banii ăștia, imbecilule? Sper să te sufoci acolo și să-ți crape inima, să ai parte de o moarte groaznică. Morți mamei de treabă, cineva să-mi dea drumul. Îi aud cum râd și cum aruncă pământ clopețele peste sicriul în care m-au închis de viu. Dumnezeule mare, mă sufoc. Cineva să mă scoată de aici. Mă lăsați. Ce sortă oribilă a avut acest om, într-adevăr. Ca să fiți siguri că nu veți fi îngropați și voi devii, puteți lăsa prin testament să vi se taie capul după ce muriți, așa încât nu va exista nicio șansă să vă treziți în sicriu după ce veți fi îngropați. Această poveste este un avertisment că nu tot ce zboară se mănâncă și că nu poți face îngeri dintr-un drac. Nu a avut un final fericit, așa cum sunteți obișnuiți, această întâmplare, însă un final fericit și incredibil de satisfăcător are povestea Furtună la miezul nopții, o poveste incredibil de captivantă pe care îți recomand să o asculți chiar acum. O oră de suspans și fior de gheață, precum și un twist incredibil la final. Eu sunt George și până data viitoare, ai grijă de tine!